înainte să începem vlogul ăsta, avem un anunț frumos. Cartea noastră o să fie lansată pe aprilie 15, lunea asta. Deci în 5 zile vine cartea noastră afară, Urmărind visele într-o țară străină, pe limba română și pe limba engleză, Chasing Dreams in a Foreign Land. Dacă vreți să citiți primul capitol care este acum live gratuit, trebuie să intrați pe idotwins.com. Aici puteți accesa pe Safari, pe Google Chrome, pe orice tabletă, pe calculator. Intrați pe website sau de pe TikTok sau de pe Instagram în profil acolo, oriunde scrie idotwins.com. Vă puneți aici primul nume ca și Alexandru Idomir sau whatever, whatever și adresa de e-mail. Vă pupăm at yahoo.com, vă pupăm at gmail.com. Ce aveți acolo? O să primiți un e-mail cu cartea și în limba engleză și în limba română. Dacă nu-l găsiți, uitați-vă în spam. Deci aici e-mailul aveți opțiunea amândouă limbi și scrie exact cum să descarci fișierul EPUB pe ce aplicație aveți. Adică dacă aveți iPhone sau dacă aveți Android sau Samsung, scrie tot ce trebuie în e-mail să accesați. Pe lângă asta o să alegem 10 câștigători, doar cei care se abonează, avem vreo 5600 acum, care o să primească cartea gratuit, un giveaway pentru voi, doar cei care se abonează acum. Deci 5 zile, we're excited, scrieți în comentarii dacă ați citit primul capitol, dacă l-ați accesat și ce credeți despre el. Și vă pupăm, ce să spunem? Pa, pa! Haideți la vlog! Ido, ce faci aici? Te scot niște sos pentru sos gravy. Pentru gravy, da. Asta este berea, nu? Berea și vinul. Da, nu, și zeamă de la curcan. Acum am scos un pic. Mama Ido, trebuia să le dai una. Mama Ido, ce faci? Îți ajunge prima fază, nu? Da. Că o să facă un sos foarte fain cu făină și cu... Uite, fac gravy. Faci gravy? Da. Și aia ce sunt acolo, mama Ida? Sunt shrimps? Shrimps, da. Dar cine i-a aranjat? Tu i-a aranjat așa frumos? Ei, eu. Ăștia i-au cumpărat de la magazin. Salapa. Bun, mama Ida? Nu mai trebuie. Nici o culoare să-i mai dau, să-mi apare să-i dau o culoare? Nu că se usucă, știi ce juicy e? Da? Poți să-l pui, dar... Da. Chiamă-l drumul puțin la cuptor la 420. Numai să nu-l usuci acum, pentru că acum e foarte... Ia, nu un pic, hai. Alex e pe live. Noi edităm cartea aici și aici cu un whisky, Ido. Nu m-a arătat la lume că tu bei whisky. Dar nu bea whisky. Suc. Ăla este bun. Da, v-a spus. Dam gumă în gură. Hai. Foarte bun. Cum e? Asta e bună. Și de are gust seama care are zeamă de la curcan când s-a făcut, bere, vin și condimentele, toate condimentele să aici. Tot timpul are gustul ăla de curcan. Fac sosul pentru curcan, e da. Poți să-l încerc? Da, poți să-l încerc. Hai să încercăm. Uite, vezi, e un pic mai gros decât... Păi așa am zis să-l fac mai gros. Uite, bun. Deci asta nu se compară cu gravy la McDonald's. Clar, asta poți să faci putin bun cu gravy, cu sosul ăsta. Da, asta e natural. Cu vin, cu bere, cu... Adică vin. are naturalețe. Hai, carte. Limba română. Că totul e diferit de limba română. Totul e diferit de limba română. Mi-ai umplut duminica cu cartea ta. Da, foarte bună. Și am încercat să o edităm și în limba română, să o traducem, dar totul e foarte greu din engleză și dacă știm foarte bine limba română, să o traduci cuvânt cu cuvânt, nu merge. și acum mergem prin ea și o traducem și limba română ca să fie bună. Na, nu suntem... Să facă sens. Să facă sens, exact, vezi? Că anumite expresii din limba engleză sunt total nu fac sens în limba română. Nu, și acolo trebuie lucrat, modificat. Scoate capacul, tata Ido. Așa, hai, pe masă. Dacă nu mai scot un altceva, că oricum e foarte mare. Am fost un pic pe live și... Am revenit, am discutat pe cartea noastră, Vali. Wow, I love this gravy. This gravy is my favorite. Eu sunt primul la masă ca de obicei. And I would like to have a pulpa. Yeah, one for you and one for dad. Pulpa. Pulpa. Am crezut că țuică. Am zis că beau o țuică. Așa m-au zis. Și vreau acum să beau o țuică și vreau să mă uit la Boica 3. Ok. Face. Hai să bem o țuică. Stai să... Aduc și pe rău, stați acolo la pică pe rău. E foame. Și mie e foame. Așa ai făcut-o. Unde era?
Hai să fac o poză. Pireu! Teamwork! N-am un pic de petrujel să pun deasupra. N-am un pic de petrujel, e ok. Nu, dar să pun un pic. Ia niște iarbă din grădină. Nu, ca ta 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 ta. Guys, patrunjel? Ah, Bali! Bali! No! E undeva? Da, Bali, ia iarba din. Da, da, patrunjel! Nu-i patrunjel, e iarba. Mersi. Țalapa. Pa, 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 pa. Mersi, încă una. Mai încă una. Te-am pus ție puțin de pireu. Mersi. Te-am pus până singur. Nu. I-am pus puțin că știu că de, nu mănânc că poate mult ca ai boli de azi. Auzi? Noroc. Yes. Tata, ia și tu pa, nu? Cheers. La mulți ani. La mulți ani. Cheers. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani, guys. La bine. Poftă bună! Vă pupăm! Bun este curcanul ăsta, gata. You know what I'm gonna do? Ce să faci, Alex? I'm gonna grab this. Ok, stai, poți să fac o poză întâi și pe aia poți să-l ieși tu acolo. Uite așa, gravy. Gravy foarte. Trebuie să-i întreb pe părinții cum au făcut asta ca să învățăm și facem și noi. Și cu sos de... Uite, gravy așa. Alex, îți pun și eu niște pireu? Da. Așa. Și puneți niște sos pe el. Da, avem niște curcan cu sosul ăla gravy, niște pireu și ăsta este cranberry. Un sos de marmeladă. Sau, nu știu cum să spun. E o marmeladă, nu e un sos de marmeladă. Acășoară. Acrișoare, foarte bună și niște șrimpi și niște aperitive. Wow, foarte bună. Am uitat și de salată, dar totul arată super bun. Mai dai puțin pentru că e prea bun. Suntem aici cu familia Ido, cu tata Ido, în ultimul weekend înainte să plece în România. Îmi placă în miercuri, aprilie 3. Și am vrut să mai stăm puțin, să ne distrăm. Avem aici un whisky, Wiser's. Și acum vrem să punem cotlete de porc. Azi am luat niște colete de porc foarte faine, arătau extrem de bine. Very good. Și mâine avem miel. So, it's protein. Am fost și la sală azi, am făcut și biceps, triceps. Și acum trebuie să hrănim mușchiul cu proteină și cu... Ce avem de felul 2? Cartofi? Adică... Nu, aveți carnitură. Surpriză. Condimentat doar cu sare și cu piper. Și garnitura avem surpriză. Okay. Da. Unul mare și încă unul mare. Hai să... Așa. Și ăsta micuțul, minicul, să-i bali. Gata. Cam 10 minutes, 15 minutes și gata. Acum, tata Ido, hai să dăm un noroc. Sănătate. O bine. Scoatem cotlete de porc, tata Ido. Cotlete de porc! Așteaptă. Wow. Ca la mama acasă. Te simți mai bine acum? Nu mai bine. De când eram mic, luam de pe barbecue, așa numai cât de pic, cât de pic, știi? La gustare. Dan, ia-o. Du-o. Ia-mă, du-mă, unde vrei? Dacă îți plac ochii mei. Ceva așa. Poftă mare cu un pic de cotlet de porc. Poftă mare. Niște pasta. Pasta și niște cartofiori. Cartofiori. Atât mănânc eu azi. 500 de euro. Stai să te adaug și aici un din ăsta. Stai? Stai. Așa. Nu, ăla e prea mare. E prea mare, da. Stai, prea mare. Da, așa. Un pic așa. Bum. Bum. A, da. Ai dreptate. Așa. Eu zic că e cam șervețele așa. Mersi. Așa, bum. 700 de euro. 700 de euro. Mersi. Bună dimineața. Duminică frumoasă. Facem un mic dejun a la Ido Twins. Aici am făcut niște bacon cu salam, unde o să punem niște ouă. Am avut niște pizza rămasă și am pus-o în air fryer să se facă bine, bine. Ok. Ouăle sunt pregătite.
brânza este rasă, exact cum trebuie. Și acum o să sparg ouăle în tigaie. Dai tare, da? Și o să cadă pe amândouă. Trebuie să iei o cratiță mai mare. O tigaie mai mare. Ok. Hai să încercăm. Merge? 3, 2, 1, fi. N-am mers bine. Fac data viitoare, stai. Ups. Că faci ouă? Da, fac ouă peste asta și o să facă bine. Jos. Și... uite așa. Oh, vezi? Bravo. Am învățat să fac și eu cu linguița de pe TikTok. Asta-s figură de pe linguiță. La pizza. Ah, oh, nice. Gata, s-a făcut. E gata pizza. E crispy, crispy, crispy s-a făcut. Gata, dă mai tare aici. Eu zic una, două, trei, patru, facem șase. Hai să facem șase. Șase, mai fă unul. Facem șase și gata. Okay. După ce s-au copt toate frumoase așa, cum le vezi, wow, după aia punem brânza, un pic de brânză, punem puțin de brânză. Bună, bună seara! Bună dimineața! Bună dimineața! Look at this valley! Uite așa. Țin? Asta nu cred că are calorii, nu? Nu, deloc. Nu știu cum se cheamă, dar cum vrei să cheamă asta? Brânză ou? Ouă Benedict. Brânză ou. Benedict numai că fără lasagna sos. Lasagna ou. Sos. Are brânză în afară. Valicetă, te-ai trezit? Asta n-are calorii, este zero. Zero. Înainte de a pleca pe Ricci de România, ne-ai făcut niște ouă, nu? Înainte să plecăm. Și uite, le-am propus să pun Ricci să mănânci ceva foarte bun azi. Le-am luat aici lamb shanks. Shanks. De miel. Nu știu cum se spune shanks pe limba română. E partea inferioară de la piciorului tăiată în bucăți. Uite. Da, cu foarte, este foarte gustoasă. Foarte gustoasă. Dar asta este pentru diseară. Pentru diseară. Bun, perfect. Wow. That's a nice creation. Mamă. Luna și ăștia, orice corp ceresc are sateliți, știți, nu? Perfect. Ăștia sunt sateliții. Uite. Luna cu sateliții. Și cu pizza aici, fiecare ia aici o pizza. It's a creation I made. When you make a creation, you like it better and you want everybody to eat. Mama Ida, tata Ida, hai să mâncăm. Că nu mâncăm prea mult pentru că avem mielul. Asta e ok, vrea să merge. Am adus aici cream cheese. E 1.40, so it's not bad. Perfect. Așa ce faci, Vali? Am venit azi. Am fost la benzinărie și am luat aici la Tim Hortons un ice cappuccino foarte bun. Nu știu cum să explică în limba română. Duminică după masă. Chiamat niște cookie, care mama îi lușea să mânca poția. Și face, mama Ido, tu parli în francez? Je, oui. Ok, și? Atâta? Oui, oui. Atâta știu. Oui, oui. Alex, vrei să guși puțin de cookie? Yes, I'd like to. Eu vreau asta să încerc cu peanut butter cam. Vrei să guși? Nu mer- aș gusta, dar nu merită calorii. Gustă tu asta, ciuperca asta. Nu, nu, că e calorie. Ăla e this piece, ăla peanut butter. Eu dau lumea asta? Nu, mănâncă tu. Dacă o vei. Se nervează. Dă-i nu, mama. Face francez. Parle français un peu. Un peu. Un pochito. Mama Ido. Se hace de español. Mama Ido. Calorie. Oh, okay, now you try this. You know, pinch much. Și de atât, Ido, nu e gras la vârsta de 56 de ani. Cât? 56. Are 52, glumesc, 52. Așa e 52 sau 51? 49. Nu, dar 52 faci, sau faci 53, nu știu. 53? Faci 53? Nu e frumos, nu prea de... Om, cât face? Pentru că facem. He's not... Și am uitat, eu zic că noi facem 23, nu? Mm. Noi facem 23, da. Dacă mai pui puțin whisky în cafea, faci 19. Mamă, facem 26 de anul ăsta. 26, nu pot să cred. Uite ce acolo, ne uităm la noi. Ce acolo? Ah, din 2021. După o oră jumătate, sau cât a fost, 2 ore? Păi o jumătate de oră și încă o oră jumătate, două ore. După două ore de pus lamb shanks în cuptor, le scoatem acum. Ce faci? Mama Ida face spanacul.
spanacul înainte de a pleca în România în 2-3 zile, în 3 zile. Dar ce are spanacul cu România? Nu știu, că tata Ido se face forțos. Ai nevoie de mușchi în România? Nu. Ok. M-am watch out. Unde îl punem pe ăsta aici? Până la acolo, până la acolo. Stai să pun niște. Hai să vedem. Ia vezi acolo. Oh my god, nu vedeți. Deci stai să mă stătăm aici puțin pentru că... Da, stai jos. Vreau să mănânc stai jos. Este ca? Eu țin în salată. Am pus. Cine e vegan, mănâncă numai asta. Dar amestecă tot timpul de rog. Cine e, cine e carnivor, mănâncă? Nu, nu, nu te gândi să atingi. Că e pericol. Mănâncă. Cine e carnivor, mănâncă asta. Cine e vegan, mănâncă asta. Și dacă ești omnivor, mănânci amândouă, le combini. De unde știm noi omnivor? It's a both. Wow, sunt impresionat, Alex. Ia s-a făcut ingineria. Ca să știi ce înseamnă omnivor. Ok, ce mai este de făcut? A timpul de ani. Wow. Trebuie să mai suntem Dan. Mami, la mulți ani. La mulți ani, tati. Amestecat în spanac. Da. Wow, that's actually really good. Yeah, ok. Good. Unde e Vali? La masă. Vali! Tu vien zici? Nous, we are going. Nous allons manger. We are going. Yeah, nous allons manger. Nous allons manger. Maintenant. Like, comme une famille. Parce que je suis femme. Tu as femme? Yeah. Parce que aujourd'hui est le Pâques catholique. Le Pâques catholique. Mais nous célébrons le Pâques orthodoxe, care este în 3 săptămâni. Le mois prochain. Alex Ido, pui-mă la masă! Întotdeauna eu sunt primul și mi-am pus pentru că... Lamb shank. I wanted the big one, am avut ăsta mare. Uite astea roșii. I love that. Carne roșie e foarte bună. Red meat și spanacul ăsta. I tried it, e foarte bună azi. Eu am pus salată. Nu mai aștept. A venit timpul! A venit timpul! A venit timpul să mergem în jacuzzi. Ia, dacă vreți să veniți la Casa Ido pentru un jacuzzi party când părinții Ido sunt plecați, just come on, we have no problem. No problem. We're probably going to burn the house down, dar este total ok. Nu, bă, avem numai 4. Just maybe bring some palinca, ceva. De ce te uiți? Vali zici că e urs, I'm sorry, like what is that? What is that? You know, guys, important e că ca bărbat unii au păr, alții n-au, așa este. Nu, dar de exemplu, am niște prieteni care, băi, n-au păr, n-au niciun fir de păr pe ei. Noi românii suntem păroși. Nu, și alți prieteni, că sunt și români care n-au, care sunt păroși și oamenii spun, bă, dar așa de mult păr, asta este natural, uite, și vedeți ce este natural. Dacă vrei să-l dai jos, îl dai jos cu laser, cu ceva și gata. Ok, chill, hai. What? Asta, da. Da, și ce? Când vine vara și acum se apropie puțin primăvara, îl dai jos. Îl dai jos și ești ok. Uite, dacă dai jos asta, după ești bine. Dar acum încă nu a venit momentul că încă este 5 grade afară. Dacă mă uit 5 grade, deci yes. Ok, let's go. Hai. Oh, my toes are cold. Mamă, ce sexy ești! Mi-au înghețat picioarele. Hai, că este aproape 8 ceasul și acum este light outside, it's so nice. Facem asta? Da, dă-i, fă, da, fă-l. Bravo. Ok, now sit down. Stai, a venit timpul. Yes. E foarte cald. Și la mine? Uite, ăștia-s pentru gratis, you get them for free. Well, it's actually hot though. It's hot. Bine, trebuie să fie. Grade, probabil că mai puțin acum, până acum era iarnă de aia. 105. Da, la 105. Okay. Poza mai încet. Nu, las-o acum așa. Îți place? Da, e ok. Puțin mai... Este, e 105.
Nu, nu, e ok. Do you need help? Uuu, ce limpede e. Prințesa, îți trebuie ajutor, hai, hai. Nu, nu, sănătate, moare. Ca să nu, da, ca da, să nu cazi. Șampanie, ceva. I-am adus pentru noi, adică o bere aici, ziceam că veniți și voi. O bere și cooler am adus. E frate, dă și mie. Unde mai e o ladă? Mai e o ladă în camera rece. Ui, ce bine arată ăla. Ceva cu spumă. Alea care l-am cumpărat. Bună seara, Alexido! Bună seara, oameni frumoși! În ultima seară înainte să plece Părintido în România, este aprilie 2, ei pleacă mâine la ora 1. La ora 1 plecați? La 2. La 2. La 2. Uite, aici ce am găsit chitanțe, știi ce chitanțe e asta? Ce este? Că dacă noi nu mai avem cățel, i-am luat o bucărie la suchi. Cum să spun, cățelul este la sora mea, e da. La sora lui tata. La sora lui tata. Și am luat o bucărie. Oh, cute. Ai mers Suki. Mâine la ora 2, dar acum am spus să mergem la un restaurant. Am zis noi să-i scoatem pe părinții tău la un restaurant pentru că plecați mâine și să... Sau vreți să scăpați de noi mai repede? Să scăpăm, pentru că vrem să facem un party de 30 de persoane. 50, dar nu mi-am spus. 30. So, 3 grade afară și plouă. Sunt 3 grade afară. Plouă, dar sperăm că în 2-3 săptămâni să vină simțul ăla de primăvară sau eventual vară, dar deocamdată... Stop. Ok, hai, du-te! Do you have your wallet? You got your wallet? I'm wallet. I'm glad you have dough. Daddy! Da, să știi că realitatea este că mi-e poftă de... Sushi. Că n-am mai mâncat de mult. Ok, hai, mamă! Până în spate și hai să mergem să mâncăm. Pam, 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 pam! Am ajuns la sushi unde poți să comanzi cu tabletă. O să comand tot timpul venim aici la sushi. Carne de toate, pui, vegetale, orice, o să vedeți supă, acum. Supă, fructe de mare. Salate, mi-e foame, hai să comandăm. Încep să comand cu asta. Bag aici, uite aici este... Scallops, astea sunt favoriții mei. Și încep să comand, că bam, facem 10. Ia 8. 10 facem. 10, ok. 10, gata. Thank you so much, thank you. Just water. A lot of ginger. A lot of ginger. A lot. And then some wasabi too, yes please. Thank you so much. Așa. Aici 4... luat, stai să văd și eu puțin, Alex, ai luat salată. Am luat salată de crab. Foarte bună asta. Salată de alge de mare. Ah, ce bună e. Să vedem ce opțiune avem. Avem aici tot fel de shrimp-uri, de sushi-uri. Uite, aici vine sushi-ul în rol de 6. Îți spune cantitatea, acolo e doar one piece. Depinde ce vrei. Și dacă mergi mai jos, ai și carne. Uite aici, este beef, teriyaki, vită, ribs-uri, vită, somon, pui. Pui un chicken teriyaki. Asta, aici. Ia, ai luat unul. Așa. Ia un beef. Ia un ribs. Așa la noi. Ia un somon. Somon, băi, unul? Ia unul. Acum o dată, supă cu crab cu niște noodles. Niște... Un alăm. Noodles, adică... Fideos. Teiței. Teiței. Ok, și acum comandăm, să vedem ce vine. Acum. Bună seara! Ce faceți? Aici, ca data trecută. Bravo! Super masă, dar auzi, începem la masă asta? Nu știu, e cam mică, știi? Mi-a adus ginger. Păi am zis să aducă ginger. E frig! Vrei aici gemela? Nu! În România sunt 25 de grade. 25 de grade. Și acum la noi sunt 6. Nu știu că 6, nu mai sunt 6. Acum sunt 5. Okay, le-ai spus că eu nu pot mânca cu gău. O să le spunem că vine, am uitat de că eu mama Ida e prințesă. Nu, sunt prințesă, dar nu pot mânca cu ginger. Yeah, am auzit că gingerul este foarte, foarte sănătos. Nu-i așa, Ida? Foarte, foarte sănătos. Cel mai sănătos. E foarte bun și gustos și sănătos. Mie îmi place foarte mult. Bun gingerul? Mm-hmm. Ai comandat? Da, mult. Hai să văd ce ai comandat de aici. View order.
tempura, yam roll, crab sushimi, chipsuri, pui, shrimpi. Shrimp, multe feluri de shrimpuri, wonton de brânză. Gata, că o să vezi ce vine, o să vezi ce vine. Yeah. Good. Uite, Alex, eu pot să folosesc asta, mă mai dă în poate. You're such a special person, I can't believe that. Eu am învățat cu furculița. Dar cine n-a învățat cu furculița? Cine? Eu cu furculița am învățat. Nici cu furculița nu poate. Oops! Cat's out of the bag! Asta a fost un accident. Asta a fost un accident. Hai, mama idă. Încearcă. Uite așa faci. Nu pot, dar... Da, nu, nu, nu. Așa. Pot, dar știi care e problema. Stai. Încearcă, încearcă. Așa? Aaa, dar nu pot să bag asta în gură. E greșeala lor, că bucătele sunt prea mari. Ia pe asta. Lasă-l acolo. Ia. Lasă-l acolo, să încerc. Așa. Vezi? Bravo, Maxi! Vezi? A venit, uite aici. Pot și aia, dar nu vreau. Dar nu vrei, e ok. Acum astea sunt rețele mele. What about me? E altele. Am la două salate. Luați, așa. Salatele acum a venit salate. Nu supele, nu așa v-am văzut. Salate de alge. Super. Am luat alte supe. Salate de alge de mare cu salate de crab, cu sushi. Și o să mai vin acum mult mai multe chestii. Asta e de balene, nu? Aia e de balene, da. It's called sweet and sour soup. Veniți și niște chipsuri Pringles. Cu somon și cu alge de mare. Alge de mare, niște sushi iar cu crab. Ne place foarte mult. Asta e doar începutul. O să vină mult mai mult. Hai să vezi ce vine. Stai. Ok. Mai vine mai multe alte chestii. Am cumpărat foarte mult și vine pe parcurs. Vin și scoici, vin și... Uite, aici avem fructe de mare, avem de toate. Chiar de toate. Sushi, tot. Uite, mai vine chiar sushi, am luat. Foarte bune. Tata mănâncă foarte încet. Noi mâncăm foarte repede. Și noi mâncăm foarte repede. Ce rămâne flământ. Nu cred că o să rămân flământ. Dacă tata avea patru... brothers, cum se spune, frați. Tata, probabil mâncai și tu mai repede puțin. Și încă mai bine, și încă mai bine, și încă mai bine, și încă mai bine. Veni și partea asta. Aici am luat niște bacon cu niște bacon cu roșii. Champignon. Ciuperci. Puncte de mare. Da. Aici spring rolls. Aici sunt caracatițe. Asta e ăla al nostru care îl luam noi. Hatai. Nu știu ce asta. Cine mănâncă asta? Bali. Asta îmi place mie. E foarte bun. E spicy, nu? Da, e foarte Hatai. Oh my god. So good. Poftă mare, guys. Mama Ida, poftă mare. Mulțumesc. Foarte bun. Mulțumim că v-ați uitat și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe la Ido, liniuță Twitch, pe TikTok, pe YouTube și pe Instagram. A fost un vlog cu multă mâncare. Ne place mâncarea foarte mult. Și o să mai vină mai multe vloguri. Acum părinții de sunt în România, dar o să mai ieșim cu anumite vloguri. Don't forget everybody, înainte să închidem videoclipul ăsta, cartea se lansează în 5 zile. La idotwins.com abonați-vă și să scrieți jos în comentarii dacă ați citit primul capitol înainte de lansare. Vă pupăm! Cum spunem de obicei, Ido Twins In sau Ido Twins Out? Deja a fost Ido Twins In. Atunci, Ido Twins Out!